Bună seara, stimați telespectatori, cu mult drag am venit astăzi la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani, unde l-am ca invitat pe domnul manager Constantin Mândrilă. Ați văzut că am zâmbit când am spus că l-am ca invitat pe domnul manager, pentru că știm cu toții că ultima perioadă a fost cam neplăcută pentru domnia sa. Bună seara, domnule director, domnule manager. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag. Domnule manager, spuneți-ne și nouă ce s-a întâmplat totuși. A fost o perioadă nașpa, cum spune Levii mei, pentru dumneavoastră. Cum v-ați trezit așa peste noapte, cu o demitere? Cu ce s-a întâmplat, de fapt? Că n-ați discutat până acum problema asta, am impresia, nu? Așa, în fața lumii. Da. Împlinesc un an de zile de când sunt managerul. Astăzi. Astăzi? Deci am venit cu dreptul. Astăzi, 27 noiembrie, împlinesc un an de zile. Deci la mulți ani și mulți înainte, da? Să dea Dumnezeu. De când sunt managerul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani, evident că a fost un an destul de greu, destul de cu multe probleme, cu multe greutăți, cu multe nevoi. Și așa cum se știe și cum s-a văzut sau se vede, am încercat să fac tot posibilul să aduc acest spital pe o linie de plutire și pe un făgaș, în așa fel încât să poată să lucrurile să meargă în direcția normală. Evident că am preluat acest spital cu o mare datorie, cu 160 de miliarde datorii, plăți restante, arierate, furnizorii, normal că din toate părțile țipau după bani, nu ne mai furnizau servicii, nu ne mai furnizau materiale sanitare, nu ne mai furnizau medicamente, nu ne mai furnizau toate cele necesare pentru a putea să funcționăm ca spital. A fost o luptă întreagă cu dumnealor în sensul de a-i lămuri și de a-i convinge să vină în continuare la spital și să ne aducă cele trebuincioase pentru a putea funcționa. Este un spital de urgență. Noi, de la bun început, trebuie să spun că nu putem să condiționăm actul medical indiferent de situație. Oricine vine în spitalul județean și are nevoie de act medical, noi trebuie și avem obligația să îi asigurăm actul medical. Repet, nu putem condiționa actul medical. De bani. De aceea ne numim spital de urgență. Știm cu toții că e singurul spital de urgență din județ și avem inclusiv așezarea acestui spital pe această direcție de tranzit între București și Iași. Știm că avem un parcurs de 100 de kilometri de drum european unde avem foarte multe cazuri și aproape permanent de traumatologie, accidente și multe alte lucruri care se întâmplă tranzitând această șosea pe județul, perioada traseului județului Vrancea. De aceea noi trebuie tot timpul să fim pregătiți și să avem absolut tot ceea ce este necesar pentru a putea interveni oricând este nevoie. Domnule manager, spuneți-ne și nouă totuși, cum ați depășit acea perioadă, adică acea zi? Că practic într-o zi ați aflat sau într-o clipă ați aflat? Într-o vineri neagră. Și nouă cum a fost. Într-o vineri neagră. N-am îndrăznit să venim până acum, că am spus hai să lăsăm să se limpezească lucrurile. Da. În luna iulie, ministerul m-a notificat să mă prezint la minister pentru a semna un act adițional cu domnul ministru cu privire la arierate. Exista o obligație în luna aprilie semnată minister femeii prin care se obliga ca spitalele să nu aibă arierate pe parcursul anului 2013. În luna iulie, când m-am dus la minister, am spus că am arătat situația Spitalului Județean la minister și am explicat că eu nu pot să semnez acel act la contractul de management, acel act adițional, decât cu obiecțiuni. Evident, obiecțiuni pe care le-am arătat într-o notă de o pagină și jumătate la minister. Situația reală a spitalului, cum am preluat spitalul, în ce stadiu este acum, care e situația în continuare cu privire la datorii, arierate, furnizori și așa mai departe. Evident că am scris cu obiecțiuni pe acel act adițional și am atașat o anexă, o adresă anexată acelui act adițional prin care am arătat această situație, o adresă de o pagină și jumătate. În care ați explicat mot a mot. Evident. Bineînțeles, crezând că ministerul înțelege despre ce este vorba. Mai mult decât atât,
tot anul 2013 am avut foarte multe controle. Cred că peste 6 sau 7 instituții au venit în control, inclusiv Corpul de Control al Ministrului, Corpul de Control al Casei Naționale de Asigurări, Corpul de Control al Auditul Ministerului și multe alte instituții care au venit și au verificat acest spital, situația economico-financiară și tot ce s-a întâmplat în decursul a multor ani aici în spital. Evident că toți au plecat cu un rezultat în urma verificărilor, rezultat pe care l-a prezentat ministrului și, evident, factorilor superiori. Crezând că organele abilitate, adică factorii de decizie, vor vedea situația concretă, reală. Mă trezesc în luna noiembrie, pe data de 8 vineri, la ora 2, adică 14:30, că pe faxul spitalului vine o hârtie, un ordin de demitere, pe motiv că am 3 luni consecutiv facturi restante și arierate. Lăsați puțin, asta a venit așa hodoron, tronc, a venit la serviciu și v-ați trezit cu hârtia asta sau v-ați... Plecam de la serviciu. Plecați de la serviciu și a venit un fax? Și a venit pe fax ordinul ministrului de demitere. A fost foarte neplăcut, cred. Total neplăcut. Ați considerat că a fost un abuz din partea ministerului? Nu consider abuz. Domnul ministru a explicat și public că a fost un principiu pe care l-a aplicat. Da, principiul pe care a fost obligat să îl aplice, având situația de a comunica femeiului că acel obiectiv angajat în luna aprilie a fost îndeplinit. Eu, dacă era să am arierate pe perioada când am fost eu manager, trebuia să am arierate, să curgă arieratele mele începând cu luna ianuarie 2014. Arierate are spitalul. Datorii restante sunt foarte multe, însă nu sunt cele pe care le-am creat eu în perioada de mandat a mea. Acelea sunt preluate de mine și duse cu mari eforturi, încercând să explic inclusiv furnizorilor, inclusiv tuturor celor care sunt în contract cu spitalul, că asta e situația și trebuie în continuare să funcționăm. Dar dumneavoastră, în momentul în care ați primit acel fax, mă rog, era la sfârșitul programului, ce ați făcut? Ați dat un telefon la minister, v-ați urcat în mașină, ați plecat la minister, stați fraților, este o nedreptate care mi se face. Eu m-am chinuit în anul ăsta să rezolv niște probleme. Cum așa? Mă dați afară că... V-ați fost? Ați pus această problemă? Evident că era vineri și nu puteam să mă duc vineri la ora respectivă la minister, însă... Săptămâna care a urmat, evident că s-a elucidat situația în așa fel încât domnul ministru a revenit la situația inițială. Am înțeles că colegii dumneavoastră din spital, subalternii, poftim să le spun așa, au reacționat foarte bine în ceea ce vă privește. Au reacționat bine pentru că așa cum și eu am fost șocat și dumnealor au fost șocați. Noi reușisem și închegasem aici câteva lucruri bune și sănătoase cu fiecare compartiment și secție în parte, în așa fel încât eram pe punctul de a putea să căutăm soluția să eficientizăm fiecare secție și fiecare compartiment în parte. Este foarte important, okay, important să căutăm cu fiecare secție în parte și cu fiecare compartiment să discutăm și să facem analize economico-financiare în așa fel încât să eficientizăm. Ce înseamnă eficientizare? Să ne acoperim salariile, să ne acoperim materialele sanitare și să ne acoperim celelalte cheltuieli cu medicamentele și cu serviciile pe acea secție sau pe acel compartiment. Este o perioadă foarte grea pentru toată lumea să vede în țara românească. Bineînțeles că și pentru Spitalul Județean de Urgență, Sfântul Pantelimon. Să înțeleg că ați luat-o oarecum de la zero după repunerea dumneavoastră în funcție. Asta a fost până acum, de acum încolo încep altceva sau continui ceea ce am început, dar pe baza tot a unor datorii mari, ce o să faceți? Nu am luat-o de la zero, există aceeași situație pe care am explicat-o domnului ministru, am fost la minister, domnul ministru... De la zero m-am referit, mă scuzați, în relația cu ministerul, că se cunoaște, adică domnul ministru m-a primit... M-a ascultat, i-am explicat, am depus un memoriu
la domnul ministru. Evident că am depus un același memoriu și la autoritățile locale, unde am explicat situația reală a spitalului cu absolut tot ce înseamnă datorii, arierate și probleme. Evident, domnul ministru m-a ascultat, nu m-a contrazis, da? A zis că știe situația spitalului, știe că e o problemă acolo, însă va trebui să caut cel mai bun management, în așa fel încât să găsesc soluțiile cele mai bune pentru a putea să aducem spitalul pe o linie de plutire, de plutire și pe o linie de subzistență, de funcționare. Și ați găsit o soluție până acum? Evident, cu toți colegii din spital căutăm soluții în fiecare zi pentru a putea să funcționăm la parametrii normali. Care ar fi cea mai gravă problemă cu care vă confruntați acum în spital? Tot la bani mă refer. Lipsa banilor, evident. Lipsa banilor și lupta cu furnizorii. E o mare problemă cu furnizorii. Primim notificări zilnic, câte 15-20 de notificări de la furnizori. Nu vă mai spun acțiuni în instanță câte avem. Avem noroc că... Aveți acțiuni în instanță? Avem acțiuni din în instanță. Din partea furnizorilor? Din partea furnizorilor, pentru că sunt datorii neplătite. Și, bineînțeles că furnizorii avem contract cu dumnealor, însă dumnealor nu mai vor să ne furnizeze. Pe motiv că sunt plăți restante. Nimeni, da? Și atunci trebuie să găsim soluțiile necesare. Discut în fiecare zi cu foarte mulți furnizori în care le explic situația, le explic că există speranțe, că poate într-un viitor... Dar există speranțe? Trebuie să gândim la momentul acesta. A început să mă sufoce această expresie. Trebuie să gândim pozitiv. Nu? Pe mine mă calcă pe nerd de acum expresia. Păi gândim pozitiv. Gândit-o pozitiv. Trebuie. Degeaba gândești pozitiv dacă... Bun, dar ministrul v-a promis niște bani totuși. Dom'le, hai să te ajut și eu să Ministrul nu poate promite bani pentru că bugetul nu este la minister. Bugetul este la Casa Națională. La Casa Națională, poftim. La Casa Națională. Eu am explicat un lucru. Fiind spital de urgență, noi avem servicii furnizate peste valoarea contractată cu Casa Județeană de Asigurări. Avem furnizate servicii recunoscute de Casa Județeană și de Școala Națională de Management, recunoscute de 120 de miliarde de lei, adică 12 de milioane lei noi, până luna octombrie. Deci noi dacă ne-am încasat banii pe serviciile furnizate și recunoscute, nu am avea nicio problemă la nivel de spital. De ce nu le încă? Din același motive, probabil, nu încasați banii pentru care că, nici dumneavoastră nu puteți să plătiți. Pentru că la nivel de casă județeană există semnat un contract, cum e normal, în fiecare an se semnează un contract de furnizare de servicii. Un contract care anul acesta a fost semnat pe o valoare minimă, iar din valoarea minimă ne-a fost dată un procent din valoarea minimă, nici măcar valoarea minimă. Și atunci, evident, că avem probleme foarte mari, în sensul că noi avem obligația să furnizăm servicii medicale, nu putem să îngrădim nici unui pacient acest drept, da? Sunt serviciile recunoscute de către Casa Județeană și de către Școala Națională, însă nu pot fi decontate că nu sunt în contract și nu sunt bani. Da, este cumplit. Dar spuneți-mi, vă rog, acești furnizori, vă referiți numai la furnizorii de medicamente sau cei cu mâncare? Mă refer la toți furnizorii. Toți furnizorii. Medicamente, materiale sanitare, servicii. Unde aveți cele mai multe datorii, la care dintre ei? La medicamente, evident. La medicamente pentru că... Sunt baza oricărui spital, până la urmă. Pentru că sunt furnizori care nu sunt achitați din 2012. Normal că s-au supărat oamenii, cum adică eu îți dau și cel mai mare romantism. Cel mai mare datornic, să zicem, la care suntem, există laboratorul de analize medicale, unde anul 2013 n-a fost achitat nici măcar un leu. Și laboratorul de analize medicale este cel care efectuează analizele lunar într-un spital. Și cum, n-ați plătit deloc? Nu le-ați plătit? Nu, pentru că nu am avut bani. Noi bani avem lunar, doar pentru plata salariilor. Ați rămas în urmă cu salariile vreodată? Nu. Deci nu. Măcar aici... Grija mea este să plătesc salariile oamenilor, sporurile și utilitățile. Asta a fost grija mea majoră. Salariile cu sporuri, tichetele de masă și utilitățile. Și utilitățile.
Am căutat toate soluțiile posibile să primească salariații în continuare etichetele de masă, sporurile, salariile și, evident, ar trebui să plătesc obligatoriu utilitățile, că altfel furnizorii de utilități ne puteau, lăsa fără căldură, fără lumină și fără apă. Imaginați-vă un spital care nu are lumină. S-a dus să dărâmă șantramaua de tot. Ferească Dumnezeu. Eu nu înțeleg totuși cum de s-a ajuns la situația asta, că nu numai dumneavoastră sunteți în situația de mare datornic, domnule Repet, manager. E simplu. V-am explicat. E o chestie, în sistem se se furnizează servicii medicale. Servicii medicale care nu sunt decontate la reala valoare sau la întinderea acestor servicii. S-au plusat? Vă dau un exemplu. Da. Noi avem un contract, 4,3 milioane primim pe lună, dintre care 4 milioane sunt doar salariile. Și mai rămân 300 de mii care plătim o parte din utilități. Utilitățile în spitalul județean sunt de 500 de mii. Atât încasăm în lună bună de la casa județeană. Valoarea serviciilor furnizate este de 6,2 milioane. Este o diferență de aproape 2 milioane care nu încasăm. Doamne Dumnezeu, de aceea, lună de lună adunate, până în luna octombrie avem 12 milioane de lei neîncasate și servicii furnizate. Acolo se consumă materiale sanitare, se consumă medicamente, se consumă servicii, se consumă hrană pe bolnavi internați și așa mai departe. Am înțeles că aceeași situație și la Vidra, da? La Vidra e mai cumplită situația acolo, de pentru ce? Că acolo merg pe factură de avans în fiecare lună, adică servicii pe care le furnizează 1-15 noiembrie de-abia se facturează și plătesc salariile din octombrie. Domnule manager Constantin Mândilă, spuneți-mi și mie, vă rog, credeți că o să puteți face față acestei provocări? Că până la urmă e o provocare, această reașezare a dumneavoastră pe funcția de director de spital, în condițiile care sunt acum, văd că sunt cumplite condițiile. Da, este o provocare și o provocare destul de mare pentru mine și o să caut toate posibilitățile și toate soluțiile. Vă ajută cineva? Vreau să vă spun, că am făcut inclusiv memoriu la Consiliul Județean, la domnul președinte. Domnul președinte, în toată această perioadă, vreau să vă spun că a fost alături de mine și mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-a acordat și sunt convins că în continuare, cu sprijinul dumnealui, voi găsi soluțiile cele necesare pentru a putea să funcționăm și să putem să asigurăm în continuare absolut tot ce este necesar. Spitalul. Cum a reacționat domnul Crișan? Că au fost discuții prin oraș. Ca să discutăm așa cu cărțile pe masă, cum îmi place mie să spun. Cum a reacționat domnul Oprișan când a aflat că ați fost demis? V-a sărit imediat în ajutor? Lumea spunea, mă rog, lumea spune multe. Spuneți, vă rog, explicațiile Evident, telespectatorilor. Primul care m-a sprijinit și este domnul președinte. Domnul președinte a fost alături de mine permanent. Și încă o dată mulțumesc. N-a fost de acord cu această demitere a dumneavoastră? Nu știu dacă a fost sau nu a fost de acord, dar m-a sprijinit. Și nu a fost o chestiune politică. V-am explicat ce a fost. A fost strict o chestiune de principiu, da? Pe care a aplicat-o ministerul și pe care a trebuit să o duc la îndeplinire. Nimic altceva. Spuneți-mi, vă rog, știu că aveți un proiect pe care l-ați început, un proiect... Eu am mai multe proiecte începute. Un proiect pe care l-am finalizat a fost să reușesc să mut secția de reumatologie Așa. Și baza într-o locație nouă. Pentru S-a că acolo nici nu știu dacă ați putea să vă duceți să vă apropiați de clădire. Era o clădire cu risc mare de seismic. Am fost acum o lună jumătate. Arăta groaznic. Am reușit și am mutat secția și baza într-o locație nouă, o locație modernă, care chiar în dimineața aceasta am fost acolo. Le-am promis încă de când cu părintele German din spital am făcut aghiazmă și am sfințit acolo. A sfințit azi? Nu, astăzi, două săptămâni în urmă și le-am promis că le duc acolo o icoană și o candelă. Le-am dus în dimineața asta și chiar acum le montează acolo. Și noi să filmăm după sigur, asta. Și probabil că ați văzut, inclusiv la intrarea în spital, am pus acolo o icoană și o candelă care este permanent aprinsă în spital. Pentru că dumneavoastră sunteți foarte credincios. Pentru toți pacienții, pentru angajați, pentru și să știți că prinde bine, mai alină sufletul oamenilor și altfel nu mai vin cu acea încrâncenare când văd candela aprinsă și când văd icoana acolo deasupra ușii.
Dumneavoastră știu că sunteți foarte credincios, vă duceți la biserică. Sunt creștin. Sunteți creștin. Sigur. Da, în general, cei care spun, vai, eu sunt foarte credincios, eu știu ce înseamnă să fii foarte credincios, nu? Repet, v-am mai spus-o, vin cu o formație în acest sens. Vin din Bucovina, acolo altceva, altfel se punea problema, se pune. Am o creștere de cei 7 ani, duminică de duminică la biserică, altfel se pune problema. Da, este foarte frumos. Ați spus în interviul trecut și să știți că m-a oprit lumea pe stradă să-mi spună că a urmărit interviul și că i-a plăcut tot interviul, spunea o doamnă, dar când a povestit că se duce în fiecare acasă la părinți, în fiecare duminică se duce la biserică, asta e un lucru excepțional, lumea a apreciat foarte mult lucrul ăsta și uite, se confirmă ce a spus prin faptul că ați așezat această icoană cu această candelă în fața spitalului, ați pus o icoană și o candelă în secția de reumatologie, adică peste tot, în toate secțiile o să puneți. Nu, nu vă ascund faptul că și acum încă activez la pastorală, nu m-am lăsat de pastorală, știți că eu sunt un pastoralist vechi. Da, da, sigur. Și duminică de duminică mă duc la biserică cu pastorala, cânt, mă duc la concerte cu pastorala, acum chiar pregătește un concert de Crăciun. De Crăciun, pregătește concertul de luni. Plătește, ați spus că plătește. Pregătește concertul de luni cu Madrigalul, vine Madrigalul în Focșani, îl comemorează pe Marin Constantin, da, un an, de la, 3 ani de la decesul dumnealui. Și sunt acolo seara, cât de târziu, 8, 9, 10, după ce plec de aici, mă duc și la repetiție. Și acum se pregătește un concert de colinde, stimați telespectatori. Când o să fie concertul? Concertul de colinde cred că o să fie pe 19, într-o joi. 19 în decembrie. 19 decembrie într-o joi, da, dar până atunci, deja anul trecut a venit pastorala și am făcut un concert de colinde aici sus în club. O să faceți și anul ăsta? Evident că o să-l facem și anul acesta. O să invit cât mai mulți salariați sus în club, cât ne permite spațiu, în așa fel încât să ne bucurăm cu toții de venirea nașterii lui Iisus Hristos. Ce frumos! Și atmosfera de Crăciun de aici, din spital, v-ați gândit la ce o să fie în zilele acelea aici, la Spitalul Județean? Pentru că totuși oamenii chiar și bolnavi trebuie să simtă că așa este Crăciun. Cum am realizat și anul trecut, așa o să facem și anul acesta, ba, poate ceva mai mult. Avem oameni de bine, oameni care ne ajută în sensul de a putea să aducem câțiva brăduți, să ornăm inclusiv secțiile, inclusiv curtea spitalului, inclusiv pavilioanele, să intrăm și noi în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Evident, în ziua de Crăciun vor avea bolnavi masă specială de Crăciun, unde nu vor lipsi sarmalele, nu va lipsi cozonacul și toate celelalte tradiționale de Crăciun. Foarte frumos și, da, mă gândeam la sarmale. Cine are voie să mănânce sarmale? Asta e viața, nu? La spital. O să bucătăria le adaptează strict la nevoile regimului și așa mai departe. Spuneți-mi, rog, cum ați sau cum percepeți relația spitalul județean mass media Vrânceană și nu numai? Eu n-ar trebui să vorbesc din acest punct de vedere, eu cred că am o relație bună. Am fost se poate de deschis, n-am avut nimic de ascuns, tot timpul am fost, sau ce am făcut cât se poate de transparent, la vedere, și am discutat cu toată lumea, toți cei care mi-au deschis ușa, indiferent că a fost dimineață, prânz, după masă sau m-au găsit prin incinta spitalului sau prin spital, nu am avut nicio problemă, am discutat cu toată lumea. Deci toate lucrurile au mers bine și din punctul ăsta de vedere, așa, da? Așa consider și așa spun. Poate alții spun altfel, nu știu. Spuneți-mi, domnule director, domnule manager, pentru anul viitor, că nu mai e mult, mai e o lună, vedeți, a trecut și anul ăsta, intrăm imediat în 2014, v-ați propus lucruri noi să faceți? Va sări cineva în ajutor la propriu, în afară de domnul președinte Marian Obișan, care spuneți că v-a ajutat și a fost alături de dumneavoastră, ministerul și așa, dar cei, eu știu, oamenii bogați de aici, din oraș, când au văzut că sunt probleme în spital, au venit să vă propună, să sponsorizeze, să vă ajute, să... Da. În primul și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor medicilor din spital, tuturor salariaților, pentru că în această perioadă au fost alături de mine și a însemnat foarte mult pentru mine. Să știți că a fost unul din punctele care m-a întărit și m-a făcut să merg mai departe. Văzând
cum au reacționat salariații din spital văzând acțiunea lor cu privire la strângere de semnături și la acel memoriu pe care l-au trimis către minister, pe mine chiar m-a impresionat și am zis, da, într-adevăr, trebuie să merg mai departe, indiferent, deci cât, impuls, indiferent cât de greu va fi, va trebui să caut în continuare soluții și să nu plec de aici decât să fiu în continuare alături de dumnealor și să căutăm soluții în continuare. Evident că anul 2014 îl așteptăm cu multe alte lucruri pe care ni le-am dorit să le facem. În primul și în primul rând, știm că va veni un buget cu bani europeni în 2014-2020. Ne îndreptăm atenția spre acel buget și vom căuta toate posibilitățile să atragem în sfârșit și noi banii europeni aici în spital. Vreau să vă spun că celelalte spitale din jurul nostru, Brăila, Galațiu, au accesat fonduri europene și au realizat foarte multe lucruri bune în spitalele. Ați făcut un proiect pentru lucrul ăsta, pentru fondurile europene sau încă nu s-a... Eu am un proiect depus, încă este în evaluare, nu pot să-l spun acum, o să vedem soluția evaluării și atunci voi comunica. Evident că am în vedere multe alte lucruri de făcut aici în spital, de reabilitare, de consolidare, de dotare cu aparatură și multe altele, pentru că știm foarte bine că în spital de 10 de ani nu s-a făcut absolut nimic. Am înțeles că sunteți într-o colaborare bună cu spitalul din Adjud, doctorul Berce v-a ajutat cu niște paturi pentru spital, cu venite din în colaborare bună sunt cu toată lumea, inclusiv cu spitalele din Vrancea, inclusiv Adjudul, inclusiv Panciu, să știți că i-am sunat pe domnul manager și i-am rugat dacă au disponibil ceva să ne dea și nouă, că noi nu avem. Mai ales că secția de reumatologie nu mai puteam să iau vechiturile de acolo, erau niște ruginituri de 4 de 40 de ani, nu puteam să le mai duc într-o locație nouă și atunci domnul doctor Bercea a avut o donație din Elveția și ne-a dat și nouă patru și mulțumesc pe această cale că a fost un mare sprijin pentru noi. Îi mulțumesc și doctorului și managerului Mărăscu, pentru că și dumnealui l-am rugat, domnul manager, dacă aveți ceva disponibil și dumnealui ne-a dat câteva paturi, ne-a dat câteva noptiere și este un lucru extraordinar pentru sigur noi. Sigur că da, e un lucru grozav, da. Să vezi cu oamenii. Dar v-am întrebat dacă... Exact, vreau să revin la acel lucru. Țin să vă spun și știți foarte bine că sâmbătă seara a fost balul Rotarii, tocmai pentru strângere de fonduri pentru secția de chirurgie pediatrică, dr. Bâra, unde dumnealor, prin strângere de fonduri, doresc să reabiliteze acolo sus, să, cât se poate reabilita, să vedem în funcție de ceea ce spun dumnealor, câți bani s-au adunat și ce au de gând să facă. Îi mulțumesc pe această cale, îi mulțumesc tuturor celor care au participat acolo și au donat acei bani pentru... S-au strâns câți bani? Nu știu. Da. Este problema dumnealor, cei care au organizat acest bal. Eu le mulțumesc organizatorilor și tuturor celor care au venit acolo și au participat pentru donația respectivă și așteptăm să vedem ce facem în perioada următoare, inclusiv în secția doctorului Bâra. Mă bucur și eu că m-am bucurat să aud acest lucru, că oamenii sunt solidari în situații de genul acesta. Felicitări și mulțumesc și eu, așa ca locuitor al acestui județ. Dar spuneți-mi, vă rog, cu greva ce se aude este valabilă? Cu greva, să știți că anul acesta noi am făcut ceva inedit. Nu a fost o grevă la noi. N-a fost? Nu, la noi a fost o întâlnire. Am provocat o întâlnire cu toți factorii din județ, da, administrativi, în așa fel încât ne-am întâlnit la cinematograf Balada. N-au fost sindicaliști în stradă să urle, să țipe, să facă alte lucruri, ci ne-am întâlnit într-un cadru cât se poate de oficial, da, într-un cadru cât se poate de plăcut, da, în așa fel încât ne-am spus fiecare punctele de vedere și am arătat situația că, până la urmă, grevă să faci la ce? Spitalul nu a avut absolut de suferit în urma celor două ore de, așa zis, întrerupere de program, pentru că acolo la Balada au venit salariați sindicaliști care nu erau de serviciu în ziua respectivă sau poate dacă erau, poate au suplinit alții. Da. Singura situație a fost în ambulatoriu unde am reprogramat toți cei care au fost programați între 8 și 10, de la 10 încolo,
Și nu am avut nicio sincopă cu privire la... Deci n-a fost probleme. Și ce le spuneți telespectatorilor? Ferească Dumnezeu să nu aibă nimeni nevoie să ajungă la spital. Dar dacă situația o cere, pot să vină liniștiți că o să primească asistență medicală, da? Așa cum și până acum au primit, sigur vor primi în continuare asistența de care au nevoie medicală. Medicii din spital, asistenții, infirmierele și toți din spital, tot personalul spitalului, sunt aici în slujba pacienților, în slujba celor care au nevoie de noi. Și cu medicamentele și cu hrana, dacă aceștia vor... Vreau să vă spun că am făcut tot posibilul și ne-am îngrijit ca pentru sărbătorile care vin să fim aprovizionați cu tot ce trebuie, în așa fel încât să nu ducem lipsă de absolut nimic, indiferent de ce se întâmplă. Aveți cămara plină acum? Nu pot să spun că am cămara plină, însă am promisiuni că nu ne vor lăsa pe timpul sărbătorilor și pe timpul iernii cu privire la alimente, la servicii, la medicamente, la materiale sanitare și la multe altele care sunt funcționale pentru spital. Se pare că aveți probleme, totuși, domnule manager. Probleme în sensul că e mult de muncă, trebuie să vă zbateți serios să puteți face rost de toate lucrurile astea, ca oamenii care vin aici să nu simtă. Pentru că dacă vii la spital, ferească Dumnezeu, ești bolnav și mai simți și toate lipsurile astea, îți afectează și mai grav starea de sănătate, nu? La 7:30, cel târziu 8 fără ceva, sunt în spital. Nu pot să vă spun la ce ori plec, că nu știu niciodată. Pot să plec la 8, la 9, la 10, la 7. Stau aici până știu că s-au rezolvat majoritatea problemelor din ziua respectivă, da? Și caut tot ce se poate soluții, în așa fel încât discut cu cât se poate de mulți oameni, în așa fel încât să rezolvăm toate problemele. Spuneți-mi la ora actuală care sunt secțiile care necesită cel mai mult ajutor. Toți necesită ajutor. Însă secțiile care sunt consumatoare sunt cele care le știm, care consumă normal, da? Chirurgia, ATI-ul, bloc operator, unde acolo tot timpul trebuie să ai pregătit absolut tot. Nu poți. Și este pregătit tot timpul? Eu zic că în mare tot ce trebuie avem. La UPU? UPU e un segment aparte, chiar zilele acestea va trebui să merg la București, am solicitat o suplimentare acolo de fonduri pentru UPU. Vine perioada sărbătorilor, probabil că va fi o perioadă de 2 săptămâni de liber, de vacanță, unde știm foarte bine că în perioada respectivă se cam dublează prezentările la UPU. Și de aceea trebuie să mă duc săptămâna viitoare la minister să vedem ce soluții găsim în așa fel încât să ne suplimenteze niște fonduri pentru a putea să fim siguri că nu avem nicio problemă. Că sunt gărzile acoperite, adică, da? Nu gărzile, vorbim de suplimentare la materiale sanitare și la medicamente. Și la medicamente și la reactiv, pentru că acolo majoritatea prezentărilor care sunt în UPU trebuie obligatoriu să-i faci analize pe loc și reactivii sunt foarte scumpi. Evident, medicația pe care o au necesară nu puși așa mai departe. Dar gărzile credeți că vor fi acoperite? Că și acolo sunt probleme, nu sunt suficienți medici? Să știți că din 12 linii de gardă pe care le are Spitalul Județean, să știți că acum, la momentul acesta, nu avem nicio sincopă. N-aveți. Am reușit și am rezolvat și problema cu cardiologia. Îi mulțumesc doctorului Cocioabă că a înțeles lucrul acesta împreună cu doctorul Ochean au găsit soluția cuvenită și am acoperit și gărzile la cardiologie, sunt acoperite și gărzile la interne, dar mai avem noi ceva probleme la neurologie, unde doamna doctor Buleu, săraca, face și câte multe gărzi, nu pot să spun acum câte, dar face multe, pentru că într-adevăr există într-adevăr în continuare un deficit de medici și să știți că poate ați văzut și în presă, căutăm și mai identificăm medici care reușim să îi lămurim să vină la noi. Ați să adus lucreze. Un medic aici? Evident. Evident, am adus medici și aducem în continuare. Aveți posibilități de angajare? Legale vorbesc. Posibilități legale la medici sunt. Am aduce și 100 de medici, dacă am găsit. Nu găsim medici. Dar aveți nevoie de 100 de medici? Avem nevoie de 50. Aveți nevoie de 50? Da, sunt. E o mare lipsă de medici. Care sunt sectoarele cele mai deficitare, domnule director? Sunt multe sectoare. V-am spus, de la cardiologie, interne, neurologie, boli infecțioase, pediatrie, sunt foarte multe zone unde au plecat.
Deci au plecat de aici? Nu, că au fost și au plecat. În decursul anilor au plecat. Au plecat evident, în sănătate sau au plecat? Nu știu unde au plecat. Unde. Dar plecând, evident că au lăsat gol. Și lăsând gol, bineînțeles că intervin sincope. Și atunci... Intervin sincope, pe mine mă îngrozește ideea că se știe lucrul ăsta sus la minister de ani de zile. Dom'le, ne pleacă medicii, hai să facem ceva, să-i oprim. Hai să-i plătim cum trebuie, nu se poate. Un om are nevoie să de bani ca să poată trăi. Și mai ales un medic care, eu știu, consumă psihic enorm în momentul în care vine la serviciu, nu? Așa, așa este, de aceea preocuparea noastră este. Acum, și vorbim despre medici. Toți oamenii au nevoie de bani ca să poată trăi, că altfel mori. Nu-i frumos să vorbești prea mult despre bani, nu e romantic, dar nu poți fără un minimum. Nu se poate trăi, nu? Da. Eu sper în continuare, în perioada următoare, o să vedeți și alți medici noi care o să vină să Spitalul Județean. Deja am trimis adrese la minister pentru a primi avizul de concurs și sper că în perioada următoare, sfârșitul ianuarie, începutul februarie, cel puțin încă 4 medici să intre în Spitalul Județean. Să vă ajute Dumnezeu și să le ajute și lor să poată reziste, pentru că în condițiile astea nu rezistă nimeni, să știți. Așa este. Asta este, să spunem lucrurilor pe nume, așa că nu jucăm teatru acum că suntem la televizor. Uite, uitați-vă la dumneavoastră prin ce ați trecut, datorită faptului, sau nu datorită, din cauza faptului că nu ați avut bani ca să vă acoperiți datoriile. Tatăl meu avea, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă. Îmi spunea să nu te împrumuți niciodată, cui ești dator, te ia peste picior. V-a cam luat peste picior, nu? Asta a fost situația și am luat-o ca atare, o să mergem mai departe și o să vedem ce o să reușim să facem. Nu știu cât de departe se poate ajunge dacă nu se pune piciorul în prag serios, să se plătească, să se dea bani. Apropo, cu casa de asigurări de sănătate, în ce relație sunteți? Repet, suntem într-o relație instituțională unde, normal, ne întâlnim, cred că și de 2-3 ori pe săptămână și căutăm soluții. Împreună? Păi eu mă duc și mă plâng, mă duc și... arăt situația, îi spun președintului casei că nu mai avem bani, acum, inclusiv aseară. Și n-are nici el săracul, nici el trebuie să ceară că nu am bani să plătesc, nu? Contribuțiile către stat, contribuții care pe 25 a fost termenul limită, mai trebuie niște bani, trebuie să găsim soluții. De facturat ne-a facturat, nu ne-au furnizat toți banii. Nu. Mă rog. Până la urmă, probabil că până la sfârșitul anului să găsim soluții în așa fel încât să dăm și salariile, să dăm și etichetele și să nu fie nicio problemă. Păi dar să dați salarii, etichetele și să plătească oamenilor bani în așa fel încât să fie mândri că sunt medici și că se lucrează într-un spital, nu să le fie jenă, că am întâlnit și doctor care zice, mi-e rușine să spun că sunt doctor, eu nu mai pot să-mi plătesc întreținere, nu mai pot să-mi plătesc la timp. Nu pot să-mi plătesc o rată pentru o amărâtă de mașină pe care mi-am cumpărat-o, că nu pot ca doctor să n-am o mașină. Că trebuie să... Și așa mai departe. Oricum, pe dumneavoastră vă felicit că ați avut un mare curaj să știți să reveniți asupra, în condițiile astea precare în care vă duceți această funcție. Ați avut mare curaj să continuați, nu? Probabil că este o inconștiență, însă v-am spus, m-a motivat în primul rând... zelul salariaților și am văzut acțiunea dumnealor și atunci am zis da, trebuie să merg în continuare alături de dumnealor și să vedem ce reușim să facem. Eu vă doresc să nu să rezistați, că rezistați sigur că eu vă cunosc de mult, dar să duceți la capăt tot ce ați început. Sunt sigur că o să duceți la capăt tot ce ați început. Să dea Dumnezeu. E greu, știu, dar vă doresc mult succes și în decembrie poate ne vedem de nou. Și să-mi spuneți că deja o parte dintre situațiile astea neplăcute s-au rezolvat, da? Mi-aș dori și eu acest lucru, să dea Dumnezeu să se întâmple așa. Succes și felicitări pentru curajul pe care îl aveți. Vă mulțumesc și vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor celor care ne-au ascultat. Vă mulțumesc, o seară bună. La fel, la revedere, la revedere, stimați telespectatori.